Hai, salut, bă, fraților, și mie m-a regăsit la un nou episod alături de Justinel, pe care îl cheamă Brete Eusebiu, pentru că se joacă de pe telefonul meu. Eu am telefonul lui Justinel, pentru că mie îmi face figuri mufa de la încărcător. Oh, perfect, ți-a dat să-mi dai follow și ia să vedem, cred că o să sărim în pocinșchi, dar o să trebuiască să avem mare grijă. Băi, ideea este că mie merge foarte prost mufa și mi iese mereu și m-am enervat și am zis, bă, Justine, hai să schimbăm telefoanele. Că cred că este mai bine așa. Bine, mi-e ciudat să mă joc de pe telefonul lui Justinel, că eu eram obișnuit cu al meu. Ia uitați-vă ce costum, ia uite Justine, stai pe loc, să vadă oamenii, ia uite ce costum șmecher aveam eu. Dar Justine e dezbrăcat, e gol. Băi, și astăzi o să încercăm. Bă, lasă-mă, că oricum avea o haină de rahat, îmi dau seama. Măcar, da, măcar atât, într-adevăr. O să încercăm să facem un challenge, challenge-ul pupicilor. Și cascața a dispărut, nasol. O să facem challenge-ul pupicilor, fraților. Adică, de fiecare dată când iau eu un kill, Justin este obligat să-mi dea un pupic. Iar el când iau un kill, eu o să-i dau 5 lei, că na, el n-are de unde să-mi dea bani, așa că l-am făcut să-mi dea pupici. Așa este, ne. Bă, lasă-vă banii, bă, bă, lasă-vă banii, bă. Te-am prins, hoțule. Hoțule, tu mi-ai furat inima, hoțule. Bă, o să mergem la bătaie ca să facem kill-uri, nu o să merg pe câștig, pentru că dacă nu poți să sari pe undeva, pe la fermă, pe la shelter, pe aici și... A, și în shelter mai e ceva, dar sari pe la fermă, sari pe la căsuțele din astea neauzite și reușești să câștigi. Sau cel puțin să ajungi în top 10 dacă nu să câștigi. Dar mie nu-mi place chestia asta, mie îmi place să mă duc, tată, să mă bat. Să mă duc și să mă bat. Așa îmi place și așa o să și facem. De altfel, ia să vedem, ajunge, hai da să sărim. Ești după mine, da? Justine, să ai grijă, deci să nu te duci, trebuie să nu ieșim prea mult din case sau să avem grijă când ieșim. Pentru că ăștia stau ca gheii, asta nu suport la orașe și la pocinșchi. Că stau mulți ca gheiuții și nu-i vezi, frate, n-ai cum să-i vezi, că stau în case și după trag de pe geam și te ia. Sau chiar dacă nu te ia, îți dau damage și după te întâlnești cu vreunii și e nasoală treaba. Justine, ia tu casa asta albastră și eu fug pe cealaltă ca să nu... Da. Pe jos ca lumea. A, e, bă, Justine, ca să nu cumva să lutăm aceeași casă. Cu holografii site o să-l iau și red dot-ul. Ia, dă-le încoa, pentru că o să avem nevoie de ele după. Luai un fucking pistol și nimic mai mult momentan. Dar o să iau, da, nimic. Da, în casa asta nu mai nimic. Da, nici la mine, Justine. Vezi că e groasă. Ia să vedem dacă o fi ceva aici. Da, un frag grenade și o să-l luăm. Hai repede aici, că aici trebuie să fie. Ia, uite-le, ia. M416, bine, tati. Perfect. Și are și holographic site-ul, perfect. Ia să vedem. Bă, cred că au mai sărit oamenii aici, sincer să fiu. Justine? Ai grijă că... A, bravo. Aia voiam să zic că ar trebui să cam stăm împreună. Că e mai bine așa. Mamă, păzai, Justine! Îl văzui pe ghei, să știi. Da. L-am luat. L-am un pistol, mă, frate. Ăla unde l-am luat? Bă, l-am urmărit în partea aia, dar să știi că mai e unul. Crossbow, măcar atâta. Mai e un fraier care merge pe aici. Aici, după casă. Nu, unde-i, mă, săracu? Iată! Te-a luat? Nu! Ai grijă, iar și repede. Bravo, bravo, bravo. Repede, gata, nu mai trage, că ne aud ăștia. Gata. Lutează repede și fugi. Gata. Vezi că avea asta cască de 2 dacă ai nevoie cumva. Stai. Nu mai e nimic aici, are planul de a să mai am un frag exploziv. Cam speriaș. Să-i în continuu, ca disperat. Să vedem dacă cumva mai are ceva gloanțe pentru mine, nu. Fugi. Gata. Băi, Justine, pentru moment, vezi că avea la cască de 2, dar... Acum lasă-l. Lasă-l pentru moment. Care... Mi se pare că claxonul careva. Bă, se aude melodie de undeva. Da. What the fuck? Ah, Space War. Ce nebunie. Uite o vestă de 2. A, ba nu, că stai că tu parcă ai. Dar în cazul în care te lovi ăla cumva. Mă uit pe geam și... A, nu vezi pe nimeni. A, gata, iau pașii. Da, îl văd. Îl vezi? Fii atent că e acolo, e după casa asta aici. E la casa ta, după ea. A, îl văd. Cred
Mamă! Bă, unde mama lui e, mă? Îl luai de la mama lui. Și eu îl luai. Și tu? Da. Eu, bă, dar nu-l vedeam, începui să trag înainte să-l văd. Bine că nu mă luat țăranul. Mamă, ce mă sperie. Ai nevoie de un AK? Nu, dar vezi că sunt pași aici. Vezi că intră peste tine! A, tot eu luai. Uai, de viața mea, ce mă sperie, Iustine. Vezi că iar s-aud. Bă, dar dă-i mă încolo. Iustine! Bă, ce fac mă ăștia? Bă, dar numai pe noi ne prinsă răzma aceea. Eu n-am cum să... Stai să bag un boost. Bagă mă unul ăsta. Ce, uite bă, nenorociți, bă. Lasă painkiller? Ha? Lasă că am niște energie. De kill-uri ai, Iustine? 3. 3 și tu? Da. Mama, să-i dau 15 lei la gras și eu tot 3 și tu trebuie să-mi dai 3 pupici, Iustine. Avem loot ok, dar nu prea avem scope-uri. Da, adică ar fi bun un scope un pic mai... Dar nici ăia n-aveau, nu știu ce se întâmplă. Cam puține scope-uri pe... A, ia uite, 4X, perfect. Bă, dar dă-te mă încolo. Așa și o să-l pun pe M4, perfect. Laser sight. Câte ok. 200. E bine, Iustine, ești pe bine. Dar lua așa ca, vezi că sunt aici gloanțe de acă. Mă, ce-i mă ăsta, mă, ce-i mă ăsta? Ia uite, mă, băgai tokene. Ia! Iustine, primi un surpresor. Ia, dă că vreau și eu. What the fuck? Am urmă mai multe monede de alea. Păi și eu am monede. Am 7, ești nebun. Ia, tati, ce mai dai? Cum? A, token. Ia. What the fuck? Apără-mă dacă nu e cineva. Mă uit eu. Mamă, păsa, Iustine. Eu trebuie să iei. Ce prost ești, ce mă speriaș. Ia uite, bă, ce mă sperie grasul, bă. Și mă și miram că nu vedeam pe nimeni pe hart. De unde trage ăsta, mă? Bă, nici eu nu știam. Ia. A, vezi că e mașină la... E mașină la drop. Asta înseamnă că cineva clar îl ia. Sau îl luă deja. Nu știu dacă să mergem sau nu, mă crezi? Hai așa, hai să ocolim, să mergem la casa aia, să tragem de acolo dacă e. Bă, măcar îmi dă un painkiller și un energizant de acolo. Măcar, da? Da? Dar e cineva mă acolo, că nu văd pe nimeni, să-mi bat picioarele. Hai că ne uităm din găsuță. Nu, e avion deșteptele. Mamă, ce prost sunt. Da. Ia să vedem, dau cu o bombă. Ia, ia-l. Îi vezi? Și eu. Bă, vezi, ai grijă că te duci în zona roșie, nebunule. Cine trage? Trage cineva. Aud și eu că trage, da. A, ia uite-l. Nu-l vedem pe prost. Da. Hai să așteptăm să treacă zona aia. O, 4 ori. Bă, o, perfect. Nu mă, zloi gloanțe. Stai. Hai să vedem dacă e cumva ăsta neluat. Nu te nimeri ăla, nu? Fraierul ăla. Medkit și gloanțe, dar vezi că nu mai am loc, nu mai am spațiu, dar de ce oare? Bine, am ăsta, am micuț, sincer. Ia mă, ce avem aici. În lutară? Da, mă gândeam eu. Nu lutară, ia uite încă un loot, Iustine. Aha, îl vezi? Hai să ne îndreptăm în stâi așa, aproape de case. Dar dacă suntem în mijloc, mie că ne ia ăștia. Așa pe la case. Mamă, vezi că e zona roșie. Și vezi că auzi, trage cineva dinspre case. Mai bine la mașină. Hai încoa în casa asta de aici. Și vezi că mi se pare că s-ar putea să fie cineva în casa aia din față. Hai până trece zona roșie. Să stăm aceea. Da, pentru ce am? A, ăla era pentru pistol, mă, mă.
Vezi că dădu careva cu... Nu. Dădu careva cu... Stai așa să stai și un casă. Că... Cu grenadă. Vezi că e unul, intră, e spre casă acolo. Da? Da. L-a luat un nonorocidu. Ia uite bă, se riscă că e zona roșie, dar... Se riscă țăranul. Mamă, ce s-aude asta. Mamă, îl văd, îl văd. Îl vezi unde? Unde, unde? După casa asta, din față. Bine, din fața mea. La 350 metri. 350? A! Îl văd, îl văd pe prost, îl văd. Da. L-am luat. Mamă, mă luat cu carul. Vino cu aia, știi? Vino că sunt sus. Vino și dăm revive repede. Vezi că luai pe un prost, adică îi dădui gnoc. Hai departe de geam, așa. Las că e bine că avem medkit. Hai că stau eu și mă uit. Ce faci, mă? Tu te mișcași. Văd că nu veni să-l ia nimeni pe ăla. Vezi că e, sunt în casa ailaltă și sunt cu car. Au car. Nenorociții. Îl dădui și în cap. Nu știu dacă îi avea tigaie, ești tine, da. A, mă. Bă, lui, aveți că îi dădui doar gnoc. Nu-l omorui. Da, aveți că cred că îl învie. Vă zic că cred că se mișcă șobolanul. Am șor, 4 minute. Inasol care car. Da, gata, ieșire din casă. Ieșirea? Unde sunt? Sau? Îi vezi tu? Îl văzui pe la geamul ăla din jos, tot. Nu știu dacă ieși sau nu, dar... Da, uite, e unul la geam. Vezi să nu ieși, să nu scoți capul, că ăla cred că are car. Nu, că nu scoți capul. Ia! Uite unul pe munte. Da, dar nu scoate capul, lasă-l. Da, îl luară ăia. Da, vezi că vine zona roșie. Eu zic să-i pușăm pe ăștia din casa aia, verei? Hai pe ei, hai pe ei, că se uită după aia, hai repede. Hai. Sir. Haleluia. Să țin apa în mână. Ia uite, se aude. Da, sunt sus proștii. Hai sus. Hai, stai, că dau cu bomba. Da. Bravo. Stai că mi se pare că sunt doi. Nu, nu sunt momentan. Vino încă. E jos, e jos, aici la ușă. N-am, mă, pișeam aș pe tine de urât. Vino încă, ești tine repede. Ua! Ba, mă, dar numai pe noi se pune, mă, zona roșie. Ia să vedem. Bă, are asta un level 3 și are un groza. Ia să-l iau în loc de asta, că e bun. Ia să vedem. De ce-mi băgai oare eu ăla? Că era medkit aici. Ce să mai arunc, mă, ia veni. După mă mai gândi odată. Că... Vezi că ai o grămadă de astea, de zoom-uri. Da, luai și carul. Știu că sunt aici, dar nu-i vreau. Unde-i zonă? Ce, mă? Aha, gata. Poate gata, bă. Stăm bine, Justine. În partea aia trebuie să o luăm. Nu ori 4, ești nebun? Păi de ce? Apăsai să-l ia și nu-l luăm. Hai mă, că trebuie să fie o grămadă. Eu am ori 4 și ori 6. Bă, nu-l ia, efectiv. Nu știu dacă să iau grozau sau să... Ia tu grozau, gras. Că ține o carul. Pentru ăștia. Păi de-aia nu-l lua, nebunule. Vezi că eu am 6 kg, Justine, 6 pupui aici. Bă, dar de fapt stai, mă, de ce mai beau încă? Nu, mă, bă, nu mai... Hai, trebuie de 3 ori să mă bea. Graz, după ce bagăm asta, vezi că trebuie să cam fugim. Și cred că ne luăm, că parcă să zic că văzut eu, ia uite, o motoretă. Da. Gata. Păi și eu, hai. Bă, e unul în casă. În casă. Da, stai un pic. A, îl văzui, îl văzui. E la etaj. Intru peste el? Îi dădui mare bombă, intră. Îl luași? Da. Bravo. Ei, cred că-i băgase, mă-i prinsei bomba în nasă.
Ăla e tot. Eu am web-ul fix pe kill-uri, ia un, știu, să dau eu un pic, să vadă lumea kill-urile. Poate și câștigăm, Justine, dacă suntem șmecheri. Mamă! Nu prea mă pricep cu motoreta. Justine, eu zic să ne oprim pe aici, că e de ajuns. Ca să nu ne ajung, să nu ne audă flyerii, tu ce zici? Floierii. Floierii, să nu ne audă. Hai să stăm pe lângă copăcei, dar odată ce intrăm în zonă. Deci nu știu ce să facem, ar că am trebuit să așteptăm zona, sincer. Să-i împingă zona în cerculeț. Mamă, sunt căsuțe prin partea aia, nu o să fie prea drăguț. Hai să stăm aici, pe undeva. O să iau carul, ia să vedem, mă. E ok carul, da. Nu prea mă pricep eu să dau head-uri cu el, dar poate doar dacă stau ăia pe loc. Dar haide că vedem ce reușim să facem. Bă, noi încă suntem în zonă. Ușor. De ce, mă? De ce să nu mai joc? Bă, știe să joace mai bine ca tine. Nu cred. Zici tu. A avut să război noroc. A avut să rău noroc să facem 11 kill-uri. Ia zi, Justine. De-aia suntem șmechiri. Tu voi stați la campat, la delea. Nu, stă, chiar nu stătură la campat. Păi da. Și eu urăsc pe toți. Ei, nu chiar pe toți. Dar vă acolo, 3 kg de voi acolo. Justine, uite un drop. Hai să mergem în partea aia, că zic că poate sunt proști acolo și trag. Știi, trag ca muștele la drop. Nu, că nu avem nevoie de ea, că suntem în zonă. A, păza, auzi trăsături. Deci fix de acolo, din partea aia. Nu, sunt doi care se bat, să știi. Deci sunt în partea aia, dar sunt două echipe care se bat. A, păi ăia cred că sunt. Ia uite unul cu mașina. E unul care se plimbă cu mașina pe aici. La 340? Da, pe la 335. Unde e? La 350, cam așa. Îl vezi? Sunt doi, echipa. Tu tragi, mă? Da. Mamă, păi ăștia luăm-o? Nu, da. Ăla da, e. Mă lor din spate. Din spate? Cred că da. Ești sigur că din spate? Nu știu, dar știu că mă lor de undeva, că eram după copac și pe burtă. Dați move-uri dacă aveți acolo. Vino lângă mine, Andrei, Justine. Eu vin. Bine, da. Sunt la 120 de metri de tine. Hai bă, nu nimerezi deloc, ești nebun. Hai face bine să vin la mine, că aproape mor. Pe vino... Mamă, Justine, tu ce cauți mă acolo, nebunule? Mori, lasă. Nu, mori. Ba da, mori. Păi dar cum să-ți dai revive acolo în mijlocul câmpului? Păi, mai bine lasă. Aia e căsuța, dar pe unde fugi? Prin partea aia. Justin are aia de... Stai pe burtă. Ah, ce nu merg și eu. Maa, ce mișcă la domnul atunci. Mamă, ce se mișcă țăranii, bă. M-a nimerit țăranul. M-a nimerit tot cu carceva. Da, pe burtă, ca să nu mai văd nimic, ce-i? Mi se pare mai să am stând acolo, încă pe mișina. Unde? Nu cred, nu. Nu cred, nu știu. Nu sunt sigur. Am găs țăranii acolo. Mamă! Aia încerc. Bă, de l-am cu inimii. Nu știu, mama lui ce face. Bă, carul, dă mult damage, dă-mi gata, mă, dă-te, mama ta. Mamă, încă o echipă. Și sunt în partea aia, opus de Y. Da, cam pe acolo ar trebui să fie. Du-te și lutează-mă,
Oricum, așteptam că șalut. Bă, ce e pe plus acum, e? O să încerc să văd că nu prea mai am astea gloanțe la car. Ia să iau ghilisuitul. Să-mi spuneți băieții dacă vedeți ceva. În dreapta, cred că sunt tot. Da, pe aici, tot pe aici, da. Ia uite-l. Bine. Mie mi-e arată că nu e în direcția. Trebuie să avansez până la pomul ăsta de aici, mai îndreaptă sus. Și să-i lutez pe ăștia. Da, îi pune pe ăștia. Nu, că oricum are viața luată țăranul ăla. Are, dar nu știu ce face, că sunt după dar. Pe unul îl scosei. Da, știu. După pomul ăsta trebuie să stai, că nu trebuie timp să fugă la acasă. Deci eu trebuie pom aici. Iată. Ăla-i mă dă tempul mei. Aha, că nu-mi ieși și ăsta încărcătorul. Nu mai Justine. Kills 9, făcut și tu 9 kill-uri? Că așa mi arată. A, ba nu mă. A, Justine, da, eu joc de pe contul tău, așa e. Păi, că mie îmi face figurile ăsta încărcătorul și făcură schimb de jocuri. Mamă, Justine, ai 9 pupii să-mi dai? Și eu ție am să-ți dau vreo 25 de lei, a? Ia, stai. Hai, ia și pupă-mă, hai. Hai, Justine, că e momentul mult așteptat. Păi ia, hai, zic. Ia să vedem, să scoate banii la băiatul. Mă avem acolo, ia, Justine. Cât ai acolo? Ia, uitați-i. Ia, Justine, să fii sănătos, te speli pe mâini după că să nu luăm coronavirus. Și acum, hai, pupicii mei, că-ți făcui chicken winner, dinner, dinner. Hai. Bine, ba, aparent suntem... Bă, ești nebun, cred că am cel mai puțin pe ăsta. Pe duo. Bronze 3, ești nebun, what the fuck. Oh, de obicei sunt gold pe ăsta la altă. Dar... A, ba, nu vă stai că ăsta e contul tău. Da, mă și miram. Ce mama lumea, bă? Că pe ăla altă am. Nu veni să-mi dai revive, că tu statuși... Bă, nu aveam Justine cum să dau revive. Ce ai? Că erai în mijlocul câmpului. Hai, pupicii mei. Mergeai pe burtă. Nu, hai, vreau unul pe un obraz. Unul pe alt obraz. Așa, și pe ăsta, așa, și pe ăsta, așa, așa. Ai numere, da? Uitai, câți erau? 5, cred că. Hai, mai dă-i, mai dă-i acolo, hai că sunt gratis, Justine, dă-i. 5, cred că sunt, da, hai, hai. Bă, dă-i mă așa ca lumea, hai, mă, așa, mă, așa, așa, hai și aici. Maleu, așa, maleu, gata, a terminat așa. Bă, fraților, aia e, mă pupă Justine de Malbi, ia uitați-vă. Îi facurăm aici meci periculos. 25 de minute dură ca sau pe acolo. Deci suntem tank. Am luat puiul cu Justinel. Mă pupă de Malbi. Aia, pierdut și eu niște bani, dar să merită, frate, să merită. Îi mai facurăm și level. Bă, cam asta o să fie cu episodul. Nu uitați să vă abonați și să ne lăsați în comentarii dacă doriți să mai jucăm să mai facem episoade cu PUBG și noi o să ne vedem ca de obicei data viitoare. Vă pup. Pa, pa.